Lipsa de coerență și de viziune în politicile guvernamentale din ultimii 10-15 ani au blocat dezvoltarea mediului rural, spun primarii. În comuna Beriu, abia după 13 ani de la depunerea proiectului, au început, faptic, lucrările la primul bloc anele din comună. Privit ca o mare speranță la început, proiectul a fost uitat prin sertarele decidenților de la București, pe considerentul că nu este nevoie de blocuri în mediul rural, ca mai apoi să fie abandonat chiar și de constructori din cauza prețurilor devenite nerealiste. Acum primarul comunei spune că în sfârșit, în 2023, blocul va fi dat în folosință. Dar între timp s-au schimbat și regulile de atribuire a celor 16 apartamente. Există o specificație unde se putea alege, de exemplu, să poată depune cerere doar tineri sub 35 de ani care au domiciliu și lucrează în comună. Ei ziceau că în UAT-ul unde se construiește blocul, dar v-am spus, asta se refereau la orașe, unde orașele sunt mari și atunci să zici că ajută tinerii, dar la noi fiind comun, nu ai atâtea locuri de muncă unde să lucreze și era puțin nedrept. Am discutat în ședință Consiliul Local, s-a luat hotărârea ca tinerii care au loc de muncă până în 40 de kilometri față de centrul comună să poată să depună solicitare pentru aceste blocuri. Imobilul va fi ridicat în satul aparținător Căstău și va avea parter și două etaje, va dispune de 16 apartamente și va fi primul bloc anele construit în comună. Cererile conform noului regulament vor putea fi depuse de tineri începând cu luna ianuarie a anului viitor.